Imediat după gala de astăzi a fost iarăși ceartă mare în casa băieților, Liviu, Albert, dar și Cristi mai era acolo de față, Caled, dar în special Liviu și Albert se certau foarte rău. Foarte puțin am reușit să văd pentru că s-a schimbat repede imaginea de pe antena play, iar Liviu mai apoi a ieșit pe terasă și în curte pentru a se răcori, dar era foarte agitat și foarte nervos. Acolo l-a găsit pe Valentin care era la țigară și apoi au început să stea de vorbă, părea că au ambii aceeași părere în, în discuțiile lor. Nu-mi dau seama exact dacă este vorba despre ce s-a întâmplat astăzi în gală, dacă este vorba despre topul care s-a schimbat mult săptămâna în aceasta ați văzut că la băieți pe locul întâi s-a aflat dedișcul culmea, pe locul al doilea Albert și pe locul al treilea Cristian, iar de data aceasta se pare că Liviu nu a mai prins topul, dar nu știu dacă aceasta este singura cauză sau cauza principală a certurilor din casă, însă atmosfera este în continuare extrem de tensionată la băieți.